În inițiativa PSD, prin legea 250/2007, s-a reglementat ca valoarea minimă a punctului de pensie să fie egală cu 45% din valoarea salariului minim pe economie. Prin proiectul de lege aprobat de guvern, se propune renunțarea la această prevedere și înlocuirea ei cu indexarea punctului de pensie cu rata inflației. Această modificare, din punctul nostru de vedere, va conduce la scăderea punctului de pensie după cum urmează. Anul 2008, 45% din salariul mediu brut pe economie. Anul 2010, 39%. Anul 2020, 33%. Anul 2030, 22%. Sunt aici persoane care cred că vor fi la pensie în acea perioadă. Și anul 2040, 13,8%. Considerăm că valoarea punctului de pensie de 45% din salariul mediu brut pe economie a fost și trebuie să rămână un punct esențial și definitoriu al politicii PSD în domeniul pensiilor. Vârsta de pensionare. Proiectul de lege al Guvernului propune egalizarea vârstelor de pensionare pentru bărbați și femei la 65 de ani până în 2030. Având în vedere politica europeană în domeniu, considerăm că se impune egalizarea vârstei de pensionare și în România. În aceste condiții, susținem varianta pensionării la 64 de ani. Această variantă este susținută și de centralele sindicale, având în vedere realitățile românești.